gata. Deci la comandă, cu tine fac lecția. Domnul profesor, s-a întâmplat ceva acolo? De unde? Unde s-a întâmplat? Se vede, dar doar că a apărut o chestie. O fereastră acolo, probabil că nu se mai aude, s-o fi terminat bateria. Ia să vedem, la mine este bine. Așa. Aici este bine. Nu știu ce o fi fereastra asta. Hai să o închid. Am închis-o, să văd că se aude. Merge mai departe. Uitați aici, crepa, aici, aici. Așa. Măcar o bufică de mână. Exercițiul 6 de la pagina 85. 6 de la 85. Este cu când la albine, mai are. Da. 5 ori. Deci, fii atent că mă sună mami azi. 6. Alo? Da. Deci, fii atent. Mami și-a zis că te urmărește și ți-ai adio de la ziua ta. Că te vede că ești pasiv. Este în direct, fii atent aici. Da, și îl urmărește de acasă. Am și înțeles. Deja l-a văzut, eu, de acasă, de la servici. Da. Adu-ți-o, mai cu viață. Hai, te rog. Da, eu zic că e obosit, dar eu nu înțeleg de la ce. Îl pun eu acum la treabă. Hai, hai, te pup. Deci eram sigură că te urmărește. Vezi, de-aia și sunat. De 6 de la 85. Da, 5 ori. Deschidem paranteză rotundă. 5 ori. 11,3. Minus 2,4 ori 3,5 plus 11. Plus egal cu. 11 egal cu. Să facem calculul ăsta, da? Da. Să lăsăm pe... Pe Ade, că e la 6 mami. Zi, Ade. 5 ori. 5 ori. Da, 5 ori. Ce facem repede? Mai întâi facem o înmulțire. De-o parte, repede. 2,4 și își vorbești. 2,4 ori. 3,5, 5,2, 10, 5,2, 10, 12, 4, 3, 12, 3 ori 2, 6 și până 7, adunăm 0, 4 și 8, 814, și punem peste două cifre și virgulă. Deci o virgulă 4. Va fi egal cu 5 înmulțit cu? 5 înmulțit cu 11,3 minus 1,4. 1,4 plus 11, da? Egal mai departe cu. Repede. Ce facem? Ăsta, scăderea. Adică 11. 11,3 minus 1,4. Mai cu viața, Adi. Deci, scuze. Așa, zicem? 9. Deci 4 din 13. 13, 9. 9, da. 8 din 8. Punem virgula, am ajuns în dreptul virgulă, punem să nu uităm. 8 din? 8 din 0. 10. 8 din 10, care ai luat în împrumutat, da? 2. 2,9. Și egal cu 5 ori 2,9 plus 11, da? Da, da. Și egal mai departe, da. Ce facem acum? Facem adunarea 2,9 plus 11? Nu, înmulțirea. Așa, deci 5 ori 2,9. S-a trezit. 2,9 ori 5. Zim, zim. Vorbește repede, repede. 9 ori 5, 4 ori 5. 5 și 4. Da? 5 ori 2, 10, 10 și cu 4? 14. 14. Unde pune virgula, Adi? Peste cifră. Așa, deci 14,5. Egal cu 14. 0,5 plus 11. Și va da, tot Adi, repede, repede. Va da 25,5. Este rezultatul. Hai să facem același exercițiu, dar cu fracții. Corect. Ca să facem antrenament și într-un fel și în altul. Anca, acum, te rog. 5 ori. Anca, 5 ori. Anca, 5 ori. Te rog să vorbești. Lucrezi și vorbești, nu te uiți la mine. Măi copii, vă uitați pe căițelul vostru, măi, înțelegeți? Deci te uiți pe căițelul tău. Deci 5 înmulțit cu... 113. Așa. Supra 9. Nu supra 9, că este nu-i perioadă. Supra 10. 113 supra 10 minus
Ori. 35 plus 11. Da. Plus 11. Egal cu. Hai ne vedem care este. 5 înmulțit cu. 5. Hai să facem înmulțirea. Deci 113 copii, 113 voi, și 110 minus. Domnul profesor, se simte că 10 cu 35 și corect? 24. 10 cu 35, numai te păi. Dintr-o 5. Deci aici rămâne 2 și aici 5. Da. Și încă ce se mai poate face? Și 24 cu 10. Și 24 cu 10 pentru un 2 sau cu 2 ăsta, deci de 2 zici așa, merg pe mâna ta, deci face 12 aici și jos? 5. Și 12 cu 2 eu acum. 12 cu 2 iarăși vine 6 pe 1, da? Da. Iată. Vine 6 ori 5, 30, Anca, te rog să vorbești, ne-a rămas 6 ori 5, 30 la numărător. Supra 5. 1 ori 5, da? Supra 5. Fracția asta 30 pe 5 mai poate fi simplificată. Da. 5. Da, deci mai... Pentru un 5 va fi simplificată și zic mai departe plus 11, Anca. Și egal mai departe cu 5. 5 ori. 113, hai mai să mai tare, Ancuța, 113 supra 10, minus 6, pur și simplu, plus 11. N-a fost o afacere, hai să spun pe cea dreaptă, n-a fost o afacere. Când vedeți așa, numitorul 10 și 5 din pace, amplificăm aici cu 2 ca să nu permitim, că acum trebuie să amplific cu 10, da? Da. Ei, nu nimic, facem așa. Dar eu am atras atenția asupra ceea ce înseamnă nevoia de a simplifica în fiecare clipă cât se poate de mult. Tu ce n-ai înțeles, Mirna? Nu, nu. Da? Deci aici amplificăm acum cu 10 și face 113, Anca, minus 60, totul supra, nu, dar n-am mai întrebat, plus 11, Anca. Deci vezi, înseamnă, se face, Miruna, deci înseamnă să faci operația aici, uiți, mai departe. Plus 11. Deci trebuie să spun plus 11, eu nu degeaba te-am atenționat, nu facem atunci când ești în cursul ieșiții și operația acolo. Uiți partea a doua. Deci face egal mai departe cu... O 5 ori. 5 ori cât are? 113 minus 60 supra 10. Da. Plus 11 și este egal cu 5 ori 53. 5 ori 53. 3 supra 10. Așa. Plus 11 și este 5 ori 53. Au, stop, ce poți face? A, să simplificăm așa ce. Așa, de 5 cu 10 și aici rămâne un 2. Și egal cu 53 supra 2, plus 11, da? Și egal mai departe. Ăsta amplificăm cu 2, ăsta pe 11, da? 53 plus 22, supra 2. Și egal mai departe cu 75, 75 supra 2. Supra 2. 75 pe 2. Hai să vedem dacă răspunsul va fi același. Da, pentru că... Nu, ceva am greșit. Am greșit noi la calcul. 25,5 și 75 pe 2 fac 37,5. Am greșit, vedeți de ce? Unde am greșit? Eu aș spune că am greșit mai sus. Haideți să vedem. No, hai să vedem calculul cu fracțiile astea, ca să știm dacă aici am răspuns greșeala, să vedem. Deci 113 pe 10 e bine. Da. 24 pe 10 ori 35 pe 10. Și vine 5 înmulțit cu 113 pe 10 minus, aici am simplificat odată prin 2 adi, pe 10, 12 și 5 aici, iar pe 2, 12 cu 2 de aici vine 6, 6 pe 1, 6 ori 5, 30, nu? 30 pe 5. Deci eu am făcut corect, eu am luat pe mama aici, am văzut că... Eu aici am scris 85 pe 5. N-am scris 84, am scris, n-am scris 60, am scris 84. 113 pe mine mi-a dat minus 84. Și nu, mi-a dat minus 60. Da, aici, aici mi-a dat 2086. Aici s-a făcut greșeala, nu? Da. Să vedem. Că mi-a dat 84, am făcut corect acolo. Bine, hai să vedem calculul ăla tare. 24 cu 10. 12 și aici e 5. Da, și după 12 am simplificat cu 2 de acolo, că am făcut 35 cu 10. L-am simplificat pe 35 cu 10. Și am pus 5 și 2. Așa, și-a rămas 2 aici și clar că e 6. Da. 5 cu 5, domnul profesor.
35 cu 5. Noi am simplificat prin cât aici? Prin 5 și nu 35, ori, mai 7. Da, acolo trebuie cu 7. Da. Deci asta este greșeala. Da? 7 aici. Și atunci cât este rezultatul corect? 6 ori 7, 42, pe 5. Trebuia să-mi dea 51. Un pic. Hai să găsim și noi. Ajută-ne, urmește greșeala. Deci 6 ori 7, 42 pe 5. Nu 30 pe 5, ci 42. 42 pe 5 înseamnă... Acum când amplificăm cu 2, fac 84. Da, deci, 113 minus 84. 113 minus 84. Nu minus 60. Minus 84 pe 10. Și face 29 pe 10. Și face 5 ori 29 pe 10. 10. 29 pe 10. Și am avea atunci 29 pe 2. Plus 2. 29 supra 2 plus 11. Deci 29. 51 supra 2. 29 plus 22 pe 2. Și face 51 pe 2. Și 51 supra 2 face 25,5. Și am ajuns la același rezultat. Deci vedeți, mare atenție. Eu așa am făcut Miruna, numai vreau să fii atentă, să înțelegi că atunci când se strecoară o greșeală, frumos este... Nu, dar ne corectezi atunci, când o vezi. Tocmai, ne ajuți în felul ăsta, sau oricare din noi. Important este ca cu toții să reușim. Corect. Da? Și iată că aici greșeala care s-a strecurat a zis așa, când simplificăm prin 10, prin 5, da, acolo 35, 5. Nu 5, corect. Și 70, da? Mai facem unul? Sigur că da, dar remarcă această idee de a face și într-un mod și în celălalt, pentru super. Că antrenamentul este pentru cele două variante și ne controlăm, că trebuie să ajungem la același răspuns. Da? Este da. Foarte important. Paranteză pătrată, 13,4. E textul B de la același. Da, deci 13. Da, 13,4, într-o paranteză pătrată, deschidem. Da, 13,4. Plus 0,5. De mulțit cu? Deschidem paranteză rotundă. Da. 147,8 minus 1,25 ori 100. Închidem paranteza rotundă, închidem și paranteza pătrată, da. Ori 10 minus 13,41. Să facă și Mirona. Minus 13,41. Asta e greșitul, da? Mirona, te rog să mă conduci. Repede. Vreau viteză. Da. Și să vorbești clar. Și deschidem gura cât se poate de bine. Viteză și să facem comparații cât câștig este în condițiile în care lucrăm în viteză. Corect. Paranteză rotundă, 13,4, pătrată, 13,4, 0,5 ori, 147,8 minus 1,25, calculăm. Așa, calculăm. Deodată, calculăm. Facem scăderea acolo, domnul profesor. 1,25. Lăsați, facem scăderea, domnul profesor. Da. Facem scădere. Fii atent. Miruna. Deci faceți scădere. 147,8 minus 1,25. Da, 7,5. Așa. Să scădem, domnul profesor, că mulțirea o facem după aceea. Da. 4,2. Toți sunt de acord, observați. Da. 7. Așa, Miruna. Așa. Și acum mulțim, nu? Da. Nu. Bă, da, că mai... Cum să nu? Mulțim, că urmează mulțirea. Îi mulțim cu 100. Avem minus minus. Am scris 1,25 minus 100. Nu, ori 100. Îi mulțim cu 100. Așa, trebuie să facem înmulțirea întâi, copii. Atenție multă. Deci, 147,8 ori minus cine, Adi? Ori minus 125. Deodată, 125. Da? Închidem paranteza rotundă și ori 10 minus 13. Trebuia să închid și pe cea dreaptă, da? Da, 13,41. Minus 13,41 este egal cu Adi, te rog pe tine, să asternăm. Este egal cu 103, asta paranteza rotundă, 130
Nu, de fapt 13,4 plus 0,5 înmulțit cu, facem 148. 147,825. Da. Cât face Adi? Acum. 0,5 ori 100. 0,5, domn profesor, ce-a scris? 0,5, da? Ori 22,8, nu? Ori 22,8, adică. Ori 2,8, da. Am scris repede. 5 din 7, 10 apoi mai rămân. Apoi facem. 5 din 7, 2, 2 din 4, 2. Da, unul s-a terminat, deci... Apoi asta facem. Da, bine. Scăderea 2... Totul de mulțit cu 10, da? 10 minus 13, 13,47. Egal cu Anca, egal cu? Egal cu, mai întâi facem mulțirea. Hai, facem repede deoparte. Dar tu te uiți acolo și lucrezi, mă, fetiță, mă, tot îți spun mereu. Nu te uiți la tablă deloc. Hai că e țelul tău, ai scris lucrurile până acolo. Deci zicem 22,8, Adi, înmulțit cu Adela, să mă, cum înmulțit cu 0,5, egal cu? Înmulțit cu 0,5, egal cu 8, 5, 44, 5, 2, 10 și cu 4, 14, și nu ține minte, 5, 2, 10, 11, 1140. Cât? Virgula unde o punem? După este 1? 2. Așa, cât? Și 11... 40. Tu mi-ai spus că face 1140. Aia, da, fără virgulă. Păi nu, acum mă, punem așa. Hai, repede. Deci egal mai departe, Anca, cu cine? Egal cu 13. Plus? Nu, plus Anca. Plus cât? 11,4. N-ai rost 40, 11,4. Totul de mulțit, Adi, cu cine? Totul de mulțit cu 10. Păi te scrie, mă, scrie. Uite-mi caienul tău adus. Păi am scris, eu scriu. Ori 10, minus 13, minus 41, egal mai departe. Egal cu mai departe cu să facem 11. Adunarea. Da. Facem adunarea rândă. Deci 8, virgulă, așa îmi spuneți, așa îmi spuneți. 8,24. 24,8. Ori 10. Ori 10, minus 13,41, egal cu 24,8 ori 10, cine știe? 248. Păi 248. Minus 13,41. Și acum să facem această scădere. Egal cu, Anca, cum facem scăderea asta? 248 minus 13,41. Deci 248. 0,00 minus 13 235 41. Cât? Și vine. Nu, 200, ce fac eu? 1 din 10, asta vreau repede. 1 din 10, 9. 4 din 9, 5. 3 din 7, 4. 3, 2. Toată asta trebuia să fie pe caietul tău. Tu să nu ridici capul de rău. Mai rău îți spun, nu vrei să asculti problema ta. Asta înseamnă că conduci și tu capul. Deci capul nu-l ridici nici o clipă de pe caietul. Copii, când făceam meditații, aveam un grup de copii și mă detașam complet de toți colegii mei profesori, pentru că reușeam să fac acest lucru ritm foarte mare și spuneam, stop, tu conduci, tu conduci, tu conduci. Asta. Și când ei erau nebuniți. Toți lucrau. Nebuniți, pentru că eu opream din ieșit și spuneam, conduci. Nu era tablă, nu era nimic. Anca, să-ți dai seama, dacă tu ai să te uiți la povești, așa să vezi ce-i scris pe tablă, rămas în urmă foarte mult, nu ai nicio șansă să prinzi. Să scriem rezultatul. Da? Deci facem... Cât aici? 234,59. Și de ce vorbesc eu tare și rar? Ca voi să mă copiați când vorbiți, când domnul profesor vă dă comanda. Exact. Clar, da. Și tare, ca să se înțeleagă și la cameră. Și în felul ăsta suntem și atenți. Acum transformăm în fracție. Exact asta. Asta vom face. Da? Eu pot transform în fracție. Vrei tu să-ți faci asta? Bine, dar nu-i bine cum fac eu ca pe rând să... Da. Nu până la capăt, nu mă da peste cap planul meu, că planul meu este să țin, că e în pe momentul în care tu conduci totul la capăt, ei sau și copii de pe tablă. Corect. Și asta vreau eu să fac.
Deci pe oricare, pe voi e tot surprinzător. Fiți acum pe care. Transformăm exercițiul în fracție. Da. În fracții. Începem. Deschidem paranteză pătrată. Da. 134 pe 10 plus 5 pe 10. Da. Deschidem paranteză rotundă. 1478 pe 10. Da. Adi continuu. Minus 125 sub 100. Ori 100. Ori 100. Eu am pus așa, ori 100. Închidem paranteza rotundă și pătrată, ori 10. Minus anca. Minus 130. 1341 supra. Supra 100 pe 20 mai. Egal mai departe cu? 139 pe 10. 130 și? Și 4 pe 10. Da. E așa adunat. Da. Foarte bine că ai adunat. Nu. Da. Da, și mie îmi place că a adunat. Nu? Da. Ești foarte atent. Este corect, copii? Da, nu. Rușine, Miruna. Deci, atenție ce a făcut. Am prins-o, da. Știți că, Miruna, exact cum te afla în fața camerei și ți-ar da fustița cineva jos. Atât e vigilant. Domnul profesor, dar n-a putea să vorbească. A, da. Super. Da. Domnul, deci 134 pe plus. Deci 134 pe 10. Acolo nu simplificăm 5 cu 10? Asta e. Asta. Asta trebuie să răspunde, nu Mihaela, ci să răspundeți voi. Adică, mă așteptam, nu de 5 pe 10, 1 pe 2, doamnă profesor. La 134 pe 10 simplificăm cu 2? La 134 pe 10, sigur că da. Pe 10, doamnă profesor. 134 pe 10, trebuia simplifica pe 2 și trebuia să spui repede 70... Nu, 67. 67 pe 2, pe 5. Pe 5. Așa. Deci 6 pe 2. Plus 1 pe 2, înmulțit cu? Pot să spun eu? Da. 1478 supra 10 minus. Simplificăm. Simplificăm. Și pe ăsta îl putem mai. Și pe ăsta, băi, da. 1478 cu 10 prin 2. Adică 7, 3... 9, 739. Da, 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 pe 5. Pe 5. Asta înseamnă viteză minus 100 cu 100 se reduce. Da, minus 125 pe 1. 125. Da, pe 5. Și paranteza și dreapta. Așa. Are pe 5, mă. Înmulțit cu 100. Înmulțit cu 10, pardon. Înmulțit cu 10. Da. Minus 100, 1340. Nu, simplificăm. Ia să vedem. Prin cât? Prin 2. Prin 3. Da, prin 2 merge. Vedem, prin 2 nu, dar prin 3. Prin 3 să vedem. Nu, da, nu merge. Nu merge asta. Lăsăm așa. Lăsăm așa, că nu da. Perdem timpul. 1341 mai supra 100. Egal cu? Egal cu? 67 pe... Nu, 67 pe 5 plus 1 pe 2 ori. Amplificăm 125 cu 5. Și vine 739. 739 minus... 125 ori 5. 625. 625 supra 5. Închidem paranteza rotundă și pătrată. Da, păi dacă nu zice asta, domn profesor, nu știe. Supra 5, eu aștept să mi se comande. Supra 5, da. Rotundă și pătrată. Ori 10. Mai tare ca să înțelegi cu profesor. Egal cu? Deschidem paranteza rotundă acum, domn profesor, da, să zicem că putem să facem calculul din paranteza rotundă. Sigur că da. Rotundă, da. 67 pe 5. Plus 1 pe 2. Ori. 114 pe 5. 114 pe 5. Deschidem paranteza rotundă. Ori 10. Minus. 10. 100, Anca. Supra 100, Anca. Schimbăm rezultat. Da. Egal, Radim, mai departe. Egal cu, mai departe, paranteză rotundă, 67 pe 5. Plus cât? Plus... Mai repede. Păi așa, ia să vedem. 2 cu 114 se simplifică. Și... 50 și... 50 și, ia să vedem... 7. 57. Da. Pe 5. Pe 5, corect. 57 pe 5, închidem paranteza rotundă, ori 10 minus 1341 supra 100 și este egal cu 14 și 1, 7 și 124 pe 5, da. Ori 10 minus
Ori 10 minus... 1341 supra 100. Sesizăm repede că putem să facem... 5 cu 10, 5 cu 10, 248 minus 1341 supra 100. Anca, ce facem în continuare? 100. Era egal acolo, să puneți egal, domn profesor. Aici, da? Acolo, da. Bine. Ce facem, Anca? Amplificăm pe 248 cu... 100. Ca să putem face operația de scădere. Și este egal cu... Egal mai departe cu cine? Anca vorbește. 248 ori 100, ori 100, Anca, face 24.800 minus 1341. Am asta aceeași numitor, ori 100, da? Supra 100. Și egal mai departe cu... 23.459 supra 100. Rezultatul, da? Da. 23.459 supra 100. Adică 234,59. 100 și egal cu 234,59. Rezultat corect, am lucrat corect. Deci, vedeți, în clipa în care vom apela la tehnica asta, toată lumea e în priză. Haideți să mai vedem. Mai faci repede. Ne mai dau unul. Ce? Exercițiul ce? 11 ori. 11 ori. Deschidem paranteză rotundă, domnul profesor. Da. 48 minus 12 ori 3,4 da. Plus 5. 3,4. Închideți paranteza rotundă. Plus 5 ori. Deschideți paranteză pătrată. 19. Deci n-a scris ceva corect, domnul profesor. 48 minus 12 ori 3,4. Închideți paranteza rotundă. Așa. Plus 5. În afară. Da, în afara paranteziei. Ori, paranteză pătrată, acum e corect. 19 plus 4 ori, paranteză rotundă, 8,3 minus 5,4. Închidem paranteza rotundă și pătrată. Da. Minus 20,3. Ai să poți, stai să scrie, domnul profesor. Dar dacă te rog să vorbești clar și... Atât te rog, poftim. 11 ori. Facem mai întâi înulțirea. Dă-o parte, repede, știu. 48 minus. Facem înulțirea. 48 minus 10, să vedem, 12. Cine a terminat-o, voi intră în... Cât? Minus? 40,8. Minus 40,8. Plus 5, înmulți cu... Deschid paranteza, Anca. 19 plus 4. Nu te uita la tablă. Dacă te uita la tablă, știi cum mai stau de vorba. Adi, te rog. Așa, 19 plus 4 ori facem scăderea. 8,3 minus 5,4. Ne punem de zis că sunt scăzute. 46. Asta să o faci pe calculator. Așa, nu pe calculator, totul nu, fără calculator, totul pe calculator. Și eu rămân în urmă și... Pe, totul pe creion, cu creionul pe căiețel, Anca. Deci Miruna, da? 9,9. 5 din 7, 2, da? Da. 2,9. 4 ori 2,9, da? Lăsăm da. 4 ori 2,9, închidem... Închidem rotunda. Rotunda și dreapta, de fapt. Fosta dreaptă s-a transformat în rotundă, da? Minus 20,3, ah, egal mai departe cu Anca. Și egal mai departe cu 11 ori 8,8. 48 minus 40,8, Anca. Cât dă mi-e la 4? Poftim? Păi nu, 48 minus 48. Stai! Eu nu mai știu să mai calculez. Oh, domn profesor, nu știu să facem scăderi. Voi miruși. Deci tu ai zis la fel ca mine. Nu, nu. Adi, tu ai zis 8,8 și tu. Haideți să facem 48 minus 40,8, că nu știu, domn profesor. 48,0. 7,2. Sigur că da. 40,8. Și 8 din 10, 2. Ne-am împrumutat 7. 7,2. Păi... Deci 11 ori 7,2 plus 5 ori Adi
5 ori... 19 plus... 19 plus, ia să vedem... Păi ia să vedem, 9 ori 4, 36 și 3, ține minte, 4, 2, 2, 8 și cu 3, 11, da. Avem câte decimale? 1, sigur, decimale, 11,6. Închidem minus 20,3. Egal, mai departe, Anca? Dar nu facem direct ăsta, înmulțirea. Facem o mulțire. Deodată facem. 7,2 ori 11. Facem o operație. 7,2 ori 11. Anca vorbește. 72, 72, Anca e cu 1, 2, 9, 7. Avem o singură decimală. 79,2. Așa vreau. Ritmul ăsta. Da, 79,2. 5 ori. Facem adunare acolo. Da. La adunare obținem cât, Miruna? Adunarea paranteziei rotunde. Paranteziei rotunde 5 ori 3 ori 6. Nu, e 19 plus 11,6. 19 plus 11,6. Cât fac? Am trecut de mult, ea. Nu contează, dragă, cât fac? Uite-te, cât este adunarea? 20,6. 30,6. Ori 30,6. N-am important și noi și Manca. Miruna, vreau să înțelegi că nu trebuie să te remarci, iată să și rezistezi, eu am zis asta. N-am importanță. Nu, a zis greșit el, s-a auzit. Ai zis 20,3. N-are importanță să stăm de vorbă da, la povestea. Da, important e să rezolvăm. 79,2 plus. Facem înmulțirea aceea. 5 ori 6, 30, 153. 153 este, da? Că virgula da, era da, un da, 0 da, și am da. Renunțat. Minus 20,3. Acum facem adunarea. Hai, Adi. 153 cu 19,3. Eu? Da. 153 cu 79,2. Deci punem 2 la decimal virgula. 9 și cu 3 ade repede. 9 și cu 3 fac 12. 2 și 1. 1 și cu 5, 6 și cu 7. 13, 3 și 1, 2. 2. Rote 32,2. Nu contează, Adi, hai. Tu le-ai pus așezat una soapte, da? Da. Da. Eu mers mai repede, da? Minus 20,3. Și egal cu 211,9. 211,9. Asta ar fi rezultatul. Care variantă oare le place mai mult? Aia cu fracții. Așa, că se muncește mult, ai și riscul greșelii este. La tot pasul, cu zice mare, cu virgulă. Mai rapid aici. Depinde acum de fiecare care, cum se orientează. Dar eu vă spun, ambele trebuie lucrate, exersate, când ambele variante veți câștiga foarte mult în ambele variante. Corect. Și vă aveți și posibilitatea controlului. Corect. Când nu vă dă acel rezultat, înseamnă că ați greșit. Undeva. Și vă uitați la cele două variante, descoperiți greșeala. Corect. Iată ce vă propun. În continuare, ne oprim aici, s-a făcut timpul. Și 33. Ne oprim aici, că am și obosit da, și eu, da, da. Ca să pot să mențin ritmul. Și facem așa. Pentru după mâine, luați 5 eghișiții din manual, da. Care le vreți voi și le lucrați pe ambele variante. Aveți la pagina 86 și 87. Uh-huh. Găsiți asta, exerciții. Așa. Care cele 5 care vreți. Da. Nu neapărat pe ăsta și pe ăsta, fiecare cum se orientează el. Da. Important este că mâine cele 5 găsiți, mi le prezentați și le voi arăta la cameră. Da. Și după aceea vom face media aritmetică și ecuații și inecuații cu decimale și terminăm adunarea la 0,5. Excelent. Asta vreau să spun. Exercițiul acum a făcut aici, îți dă stabilitate... Care vreți? La pagina 86-87. Da. Uh-huh. Ne dă stabilitate pentru ceea ce urmează să facem mai departe. Dacă avem lucru cu fracții, eu în locul vostru am spus 5 așa de fiind eu, cum să spun, drăguț. În ambele variante. În ambele variante. Deci, dar eu aș... le găsiți în formă decimală și le transformați în fracții după modelul pe care noi l-am făcut. Așa. Eu aș fi zis 10, să știți. Dacă voi faceți 10, dacă faceți 10 ieșiții, eu n-am să mă supăr, vă promit. Da? Câte vreți, haideți să vedem, dar de la 5, de la 5 în sus. Mai puțin facem așa. Da? De la 5 în sus, câte vreți voi? Dragilor, ei, aici, Miruna, aș vrea tare mult să te remarci aici. Exact. Uite, exact. Asta este o ocazie în care
vei arăta că faci 15, vei face nu știu cât. Te poți remarca. Este o șansă formidabilă. Da. Și pentru Daria, ai dat o problemă? Da. Ia să vedem. Ia Daria, ce construim, îi construim așa. Să îți construiesc cu domn profesor și ție o problemă sau un exercițiu? Daria, o să vezi cum construiesc problema. Pe două caiete și trei stilouri. Scrie, repede, repede. No, un caiet, hai să vedem ușor. Pe un caiet și două stilouri. Deci, un caiet și două, și două stilouri. Scrie, un caiet, două tema. Aici scrie frumos, da. Tema. Da, e bine. Dau suma de cheltuie, sau costă, costă, un caiet și două stilouri, costă. Da. 300 de lei, 30 de lei. 30 de lei. Un caiet, două stilouri, egal 30 lei. Bun. Două caiete, da, și 5 stilouri costă 70 de lei. Cât costă un caiet și cât costă un stilou? Deci un caiet și două stilouri costă 30 de lei, iar două caiete și 5 stilouri costă 70 de lei. Cât costă un caiet, cât costă un stilou? Și vă știam să fac chestia. E valabil și pentru voi. Valabil și pentru voi. Excelent! Da? Deci o gândiți și mâine... Da. Ai răspuns, nu? Cât? Cât e al doilea? Ce sau ce? 5 stilouri. Stilou e 10 lei. Și caietul? Și caietul 20, tot 10 lei. Ei, da. Tot 10 și 10, spui tu. Nu. Dai, pentru stilou e 10, sigur. Da, păi atunci și caietul e 10, că altfel n-ar da. Păi vezi? Bine. Nu știu, vedem. Păi da, dacă vedem. Stiloul e 16 lei. Nu, vedem. Sau dacă stiloul e 25 lei. Rămâne analiză. Lasă să gândească ea. Da, rămâne mai. Deci tu așa ai gândit și ai zis, rămâne mai analiză. Poate chiar la întâmplare. Exact, vedem. La revedere, dragilor, ne vedem la stupină. Da? La revedere.